Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou video. Datorită sau din cauza filmulețului postat de către domnul Dragoș Gavrila acum o zi pe canalul dumnealui, am stat și m-am gândit foarte bine și am hotărât să iau atitudine ca un simplu om al acestei țări și care dorește să trăiască într-o țară liberă în care putem să ne exprimăm liber și să avem păreri, opinii, fără să ne fie frică să le spunem. Deci am hotărât să fac acest filmuleț pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă și o să vă explic în continuare despre ce este vorba. Domnul Dragoș Gavrila a postat un filmuleț în care își exprimă indignarea, dar mai mult dezamăgirea de modul în care a fost jignit și mai ales amenințat de o anumită comunitate aparținând unui alt coleg apicultor pentru faptul că și-a exprimat anumite păreri în legătură cu modul de abordare și transmiterea de sfaturi și practici în apicultură ale acestui apicultor din vestul țării. Acesta este și motivul pentru care mi-am permis să iau o atitudine, nu ca să îl apăr pe domnul Dragoș Gavrilă, pentru că poate să se apere și singur, ci să apăr un principiu și acela că fiecare este liber să poată să-și exprime o părere dacă acea părere este făcută fără a jigni sau fără a leza persoana respectivă. Ceea ce domnul Gavrilă a și făcut și a exprimat părerea sa cum dumnealui a crezut de cuvință, cu experiența dumnealui, dar fără să jignească, ceea ce mi se pare de bun simț. Fiecare este liber în această țară să aibă păreri personale despre anumite lucruri și anumite întâmplări și nu trebuie să-i fie teamă să le exprime. Sigur că părerile nu pot fi tot timpul în asentimentul tuturor sau să coincidă cu ale alte păreri, dar trebuie să avem decența să le acceptăm și să le respectăm, fără să ajungem să amenințăm și să ne jignim între noi. Constituția acestei țări ne protejează dreptul la liberă exprimare. Doresc să fac o precizare foarte importantă și anume că nu îl cunosc personal pe domnul Gavrilă, nu am discutat cu dumnealui niciodată în viața mea, nu am nicio legătură de niciun fel cu acesta, l-am întâlnit o singură dată la un târg apicol, l-am salutat de la distanță și atât, cum am procedat și cu alți mulți apicultori, dar nici cu cealaltă persoană nu o cunosc și nu am nici nimic împotriva respectivului și nu am nimic de împărțit sau ceva că nu aș fi de acord cu apicultura pe care o face. Nu sunt de acord cu jignirile și cu modul în care se manifestă și modul în care vorbește despre anumiți apicultori. Am văzut într-unul din filmulețele dumnealui, l-a jignit și pe Costin și mai de mult și pe Nea Ilie. Deci se pare că omul are o problemă. Este foarte păcat că se ajunge la astfel de manifestări între oameni în general și în mod special între apicultori. O comunitate mică care este și așa greu încercată în ultima perioadă de toate problemele care apar. Trebuie să mai apară din interior și astfel de persoane care știu doar să facă rău.
Este bine să putem să ne respectăm, atât ca oameni, cât și părerile personale pe care le avem, fără a ajunge la jigniri și mai ales la amenințări. Nici de o parte, nici de alta. Am văzut că domnul Gavril, a afectat și supărat de ceea ce are parte, dorește să închidă canalul de YouTube. Eu sper să nu se întâmple acest lucru. Este dureros dacă se va întâmpla. Și știți de ce? Nu pentru că nu îl mai vedem pe omul Gavrilă, pentru că se pierde din mediul online un om care prin experiența sa în apicultură și informațiile pe care le aduce și prin ceea ce prezintă este de mare ajutor pentru întreaga comunitate apicolă. Așa cum sunt foarte mulți apicultori care cu experiența dobândită și împărtășită și altora ajută și care și mai ales îi ajută pe apicultorii care sunt la început de drum. Aș vrea să amintesc că așa s-a întâmplat cu ani în urmă și cu domnul Iulian Bobocea, care tot pentru asemenea mod și un asemenea tratament de care a avut parte, a hotărât să se retragă din mediul online și cine a avut de pierdut? Tot apicultura și apicultorii. Deci, în încheierea acestui scurt filmuleț, doresc încă o dată, ca să fie clar pentru toată lumea și pentru cei care veți urmări acest filmuleț, că nu am nicio legătură cu nicio parte. Nu m-a pus domnul Gavrilă să iau atitudine și să-i fac lobby sau să îl apăr sau mai știu eu ce, nimic din toate astea. Îmi doresc doar un singur lucru, să văd în această breazlă și în această comunitate, înțelegere, armonie, iar răutățile să dispară. Numai așa putem să ne dezvoltăm ca oameni și ca societate, iar răul trebuie să dispară de peste tot, altfel nu vom progresa. Deci cu convingerea că domnul Gavrilă va reveni la sentimente mai bune, sunt convins că binele va învinge, iar dumnealui va rămâne în continuare alături de toți apicultorii, pentru că experiența dobândită, sfaturile dumnealui în domeniul apicol sunt de folos pentru cei care doresc să-l urmărească. Iar cei care nu doresc să nu îl urmărească. Fiecare este liber să aleagă pe cine urmărește și ce sfaturi consideră că sunt bune. Eu ce să vă urez? Multă sănătate, aveți grijă de voi și de albinuțe și să sperăm că atunci când vom intra pe YouTube, să avem parte doar de filmulețe din care să avem ce învăța și nu de asemenea răutăți și să ne bucurăm fiecare de experiența celor mai în vârstă, celor care sunt în această breazlă de mai mult timp. Deci, până la o nouă întâlnire, eu vă urez multă sănătate și toate cele bune!